Conferința Creative Export, o încheiere a programului de accelerare cu același nume, a avut loc pe 13 decembrie la Artcore. În cadrul evenimentului hibrid s-a abordat subiectul cât de pregătiți suntem de export. În același context au fost prezentați cei 20 de beneficiari ai proiectului. Aceștia vin din domeniile fashion, lifestyle, muzică, producție video și animație. Evenimentul de astăzi, în principiu, arată interesul statului prin banii care îi dă prin diferite agenții în crearea unui export de produs creativ. Înțelegerea că este nevoie și de implicarea tuturor jucătorilor, nu este posibil să faci de unul singur și plus la asta vedem și jucătorii mai mari care sunt gata să dea share de experiență. Directoarea hub-ului Artcore, Viorica Cebușca, explică că în Moldova există afaceri creative cu potențial de export. Totodată, directoarea a menționat că în Moldova sunt companii cu experiență, care pot inspira și ajuta creatorii de conținut artistic să devină mai vizibili pe piața internațională. Sunt unele companii care exportă de mulți ani. Sunt unele companii cu produse deja gata, recunoscute. Sunt produse, nu neapărat companii, sunt produse, este vorba despre artiști, de produs artistic care se exportă peste hotare. Sunt unii care abia sunt la început de drum și noi încercăm să aducem această experiență și această expertiză a celor care deja au reușit, celor care vor să meargă, care abia sunt la început de cale, să-i conectăm, să discutăm între ei, să preia din practicile bune și să continuă ăștia noi, să continuă mai departe și de la ei să se inspire alții. Speakerii evenimentului au relatat despre instrumentele și modalitățile de acces a industriilor creative pe piețele internaționale. Producătorul și DJ-ul trans, Andrew Ryle, a conturat mai multe secrete ale domeniului muzical. La noi, Republica Moldova, în primul rând, există foarte multe talente și trebuie să înțelegem asta și ele trebuie promovate, trebuie găsite, trebuie îndemnate ca să se dezvolte și content care va fi popular nu doar aici în Republica Moldova, dar și în restul lumii. E clar că pentru asta putem utiliza mai multe instrumente. Cred că cel mai banal și cel mai direct instrument sunt platformele online, gen YouTube, TikTok, Spotify. Doar o simplă conectare sau încărcare a produsului tău pe toate platformele astea online îți ridică șansele tale ca consumatorul extern, deci ascultătorii din întreaga lume, să te găsească, să te asculte. În același timp, regizorul Roman Burlaca a menționat despre necesitatea standardizării conținutului local. Artistul este sigur că Moldova poate oferi produse creative și calitative, demne de concurență pe piața internațională. Cu siguranță trebuie să încercăm să oferim un produs care calitativ poate fi standardizat spre piața internațională, pentru că astăzi deschiderea pe care oferă internetul practic omogenizează produsele creative, adică nu mai există factorul de comparație dintre produsul tău venit din Republica Moldova și produsul unei case de producție mare din afară, se bat, intră în ring direct. Respectiv, calitatea pe care trebuie să o livrezi tu trebuie să fie net superioară. Ăsta este primul motiv și primul factor cheie pe care trebuie, de care trebuie să ții cont dacă vrei să ai exporturi în afară. Natalia Știrbu, una dintre cei 20 de beneficiari ai proiectului Creative Export, povestește despre copilărie și valori prin intermediul lucrărilor sale. Designera și fondatoarea brandului Cireșel a reușit să asambleze și să creeze un produs potrivit pieței internaționale. Pentru noi este un pas destul de important, pentru că vine dintr-un hobby, mai întâi de toate a fost Cireșel ca un hobby. Dintr-un hobby deja pășim ca o afacere destul de, da, să zicem așa, puternică. Pentru noi e important ca să ne expunem acolo, să găsim buyerii noștri, să găsim magazinele care ne reprezintă
și de ce nu să fim un brand internațional. Programul Creative Export dezvoltă servicii de împachetare a ofertelor antreprenorilor din domeniile industriilor creative de pe ambele maluri ale Nistrului pentru piețele de export. Procesul include colectarea informațiilor, discuții, consultanță de grup și individuală și implicit oferirea unui material finit, pitch deck, necesar pentru stabilirea parteneriatelor de afaceri B2B.